startul unui daily vlog sau weekend vlog mai degrabă, pentru că cum am terminat de filmat videoclipul pe care voi l-ați văzut deja, holul acela imens cu care v-am tot amenințat eu, acel beauty news, cum am terminat de filmat, am așteptat să ajungă soțul acasă și am plecat la cumpărături la Lidl și evident că am aici dita mai plăsoiul. Am luat și facturi de apă, dar voi știți deja că de fiecare dată când mergem la Lidl am și baxurile de apă. Stau aici în picioare în fața voastră ca să pot să vi le arăt. Nu v-am dus la bucătărie că e lumina proastă și am spus că mai bine, haideți să vă pun pe scaun, dar să știți de ce sunt îmbrăcată la fel. Dar cred că nu vă deranjează. Am luat înghețată pe care trebuie neapărat să o bag la congelator, că deja s-a topit. Vafele acestea le-a luat soțul, lui plac vafele, iar eu am luat această înghețată la cutie, ice cream mango and coconut. Apropo de ce discutam noi cu mango și cocos, că sunt obsedată, am găsit înghețata aceasta. Musliul meu preferat, pe care îl iau întotdeauna de la Lidl, ori pe acesta, ori pe cel cu ciocolată. Napolitanelele acestea sunt 10, îmi plac mult de tot și sunt cele mai ieftine de genul acesta de pe piață. Un sos de roșii sherry, vrem să facem o fasolică, duminică cred. Aici avem ton, așa, să vedem pe unde le mai punem pe aici. Două Kinder Maxi King. Un parizer de porc cu ardei, îmi place mult de tot, ăsta este salamul copilăriei mele, cum cred că este al multora dintre noi, încă o înghețată, ce să vedeți, care s-a topit și cred că mai este, nu, atât. Mușchi feliat, îmi plac mult mezălurile de la Lidl și sunt cele mai accesibile și încă un sălămior bănățean. Cabanoșii pentru fasolică, aceștia sunt cei mai buni din comerț, sau cel puțin așa mi se pare mie. Scorțișoară să fie în casă. N-am luat foarte multe lucruri de data asta, doar ce avem nevoie prin casă, un detergent pentru vasul de toaletă. Îmi prind și părul că nu mai pot, abia aștept să mă duc să mă arunc în cadă. Am luat 4 cutii de fasole. Aceasta în sos tomat și fasole roșie. Foarte bună este asta de la Lidl și a luat soțul meu aici, văd că a 4. Mai sunt încă 2 și am mai luat treaba asta pe care o vom folosi la mâncare, roșii tăiate cu bulețe cu ceapă și usturoi. Și am spus că merge la fasolică. Și asta a fost, fetelor, mergem să mâncăm acum. Am spus că dacă tot vreau să dau startul unui weekend vlog, să vă arăt și cumpărăturile de la Lidl, deși este joi astăzi, așa că începem weekend vlogul în avans. Gata, pentru astăzi vă las. Ne auzim în câteva secunde pentru voi cu cadre noi. Vedem în ce zi, când, cum, în ce fel, nu știu, vedeți voi imediat. Sperăm să nu fie nimeni în lift, totuși, și să nu ne audă vecinii. Deja se aude cineva, dar hai să vedem. Să se deschide, te zic. Nu e nimeni. Hai.
m-am machiat, evident, această mirochiță și la treabă. Este după amiază deja și nu cred că sunteți pregătiți pentru ce urmează. Să vă arăt. Ajungem acasă și pare. Se aud niște utilaje, nevoie mare aici, însă ce aveți de văzut, vedeți deja. M-am tuns. Nu am suportat. Nu, mă tot frământ de vreo două săptămâni. Mai să mă tun, să nu mă tun. Să mă tun, să nu mă tun. Că părul îmi cade foarte tare, indiferent de ce aș fi luat. Și nu mă regăsesc în lungimea părului lung, nu știu de ce. Voi puteți să-mi spuneți orice, că vă place, că nu vă place. Cert este că eu mă simt cel mai și cel mai bine cu părul așa. Foarte mult îmi place, l-am scurtat enorm, deci nu știu, mi-a luat mult, mult de tot. Când începuse să tai, am început să mă panichez un pic, însă părul crește. Nu i-a făcut nimic, l-a uscat doar puțin cu feonul și în rest așa s-a așezat el, se așează bine, slavă Domnului, o să îi mai fac eu și bucle și alte nebunii. Nu sunt machiată, nu sunt aranjată, însă înțelegeți voi ce aveți de înțeles. Să-mi spuneți ce părere aveți, deși m-ați mai văzut cu siguranță așa. Pe la începuturile mele aici pe YouTube nu mă tunsesem de vreun an și jumătate și crescuse destul de mult, însă iată-mă. N-am mai. Aveam nevoie de schimbare, deci aveam nevoie viscerală de o schimbare. Trebuia să fac ceva, să schimb ceva. Eu periodic am nevoie de astfel de schimbări în viața mea și acum, odată cu aceste călduri absolut insuportabile, am spus că nu mai pot. Și nu-mi plăceau lungimile, deja începuseră să se ardă de la soare, deși sursă de căldură, știți că eu pe păr n-am mai folosit de multă vreme și acum îmi dau seama că am cearcănele până la gură. Dar îmi place foarte mult. Îmi vine așa să-mi dau cu mâna prin păr și să-i tot fac așa. Dar da, m-am tuns. Spuneți în comentarii. Bineînțeles, dacă ne lasă YouTube cu comentariile și de data asta, ce părere aveți voi despre tunsoarea asta? Deși știu că multora dintre voi vă plăcea cum îmi stătea așa. Zici că am 17 ani, așa. Mi se pare că mă întinerește un pic tunsoarea asta față de părul lung, sau mie așa mi se pare. O să vedem cum se așează însă și cu bucle. Dar până atunci, aceasta este mica surpriză pe care o aveam pentru voi. De ieri am tot vorbit cu soțul meu, soțul meu mi-a zis, măi, fă cum îți stă ție bine, cum te simți tu bine, dacă tu te simți bine într-un fel, n-a ascultat de nimeni, contează cum te simți tu. Și astăzi, la muncă, m-am tot spețit și m-am tot frământat, să mă tun, am făcut programare, zic, o anulez până la urmă, dacă nu mă hotărăsc. Dar n-am anulat nimic. I did it. Politicos, să mă scuzați pentru mai devreme, se auzeau... Eram pe balcon și era geamul deschis și nu l-am închis pentru că este teribil de cald. Și am văzut acum, când puneam în programul de editare, că eu pe măsură ce filmez, bag în programul de editare ca să-mi fie... mai ușor, stați un pic să mă întind. Se vede și cornița asta de aici. Dar da, acum sper că mă vedeți totuși mai bine, deși nici aici lumina nu este foarte bună. Să știți că eu sunt pe naturalețe, nu caut să-mi pun 10.000 de lumini, de softbox-uri ca să mă vedeți într-un fel, ci daily vlog-ul despre asta este, despre naturalețe și despre ipostaze din rutina mea. Așadar m-am tolănit un pic pe canapea, curg apele pe mine în ultimul hal și s-a încrețit și tot părul, deși mi-l trăsese doamna de la frizerie la perie. Am fost la o frizerie, să știți, nu la un coafor, m-a tuns o doamnă venerabilă în toată firea, adică eu nu am treaba asta, trebuie să mă la coafor, să-mi facă, să-mi dragă, tund foarte bine doamnele de la frizerie, să știți, și chiar îmi place. Aoleu, ce mi-am dat peste ochelari! Și chiar îmi place ce a ieșit. Sunt foarte încântată, am alt vibe parcă și mă simt foarte bine cu mine. Asta este ideea. Fete și băieți, să vă simțiți bine cu voi și să faceți ce vă aduce vouă bucurie și împlinire. O să-mi fie o plăcere să mă spăl pe păr, cred că astăzi o să mă spăl pe păr, deși am fost la coafor, să spunem. O să mă spăl astăzi pe păr, că m-am spălat ieri și îmi pare că deja s-a îngrășat. Această... V-am înnebunit cu mâna prin păr, știu. Așa fac de fiecare dată când mă tun. Dar neapărat să dea Dumnezeu să meargă comentariile, să-mi lăsați în comentarii ce părere aveți voi despre
această freză de mare, de mare, de mare, înțelegeți voi, o freză de mare freză. Dacă tot e vineri, e zi de parcială, așa că am fost la Mac și am luat... V-am arătat sosul mai întâi, căci de ce nu, dar vedeți aici, Big Tasty și cartofii ăștia Dipping Fries sunt preferații mei. Big Tasty ne-am luat și eu și soțul și astăzi este pe porceală, așa cum v-am spus. Am și într-un Pepco mai micuț de aici din Constanța și am luat două lucruri pe care vreau să vi le arăt ca să le pot pune la loc. Ceara aceasta cu bujor, am găsit-o iarăși, 7,50 lei, așa cum vedeți aici, așa că am mai luat-o. O mai am o dată, dar cum le găsesc rar. Și am mai găsit varianta asta de aromatizator set, cu aromatizator pentru ceară sau uleiuri esențiale și ceara aceasta cu rodie, văd. A văzut-o soțul și a zis, ia-o că sigur nu mai găsești, deci ne-am umplut de recipiente din astea, dar în fine le păstrăm. Pun acolo de decor, poate pentru cadouri, cine știe. Așa că am luat-o și pe ea și a fost 13 lei aceasta, 7,50 lei ceară. Și cam asta a luat din Pepco. Să știți că cărpușoara asta o vedeți aici tot timpul pentru că șterg camera înainte să încep să filmez. Să știți de ce vedeți cârpițele pe aici. Mergem să mâncăm acum. Să fac un duș, o să mă spăl și pe păr, chiar dacă m-am tuns astăzi, dar sunt fiartă, efectiv, și ne auzim. Cu cadre noi! S-a făcut și seară și chiar dacă astăzi ați văzut că... Adică ați văzut, vedeți, că m-am tuns și am fost la coafor, să spunem. Mi-am spălat părul pentru că la mine se îngrașă foarte, foarte repede. S-a spălat atât de repede și atât de ușor, l-am dat cu uleiul ăla de la Vela, lasese usce natural și după îi voi face buclele mele legere. Iar acum am spus să ne facem rutina de seară puțin împreună. Voi folosi un singur produs pentru moment și anume acest acid azelaic 10% de la Revox. Este foarte fain. Este o soluție de iluminare pentru față, acționează prin eliminarea eficientă a bacteriilor cauzatoare de acnee din porii pielii, ceea ce duce la reducerea aspectului imperfecțiunilor și rafinarea straturilor superficiale, minimizarea vizibilității petelor întunecate și a semnelor de îmbătrânire, de toate avem, așa că este perfect. Uite așa arată și îl vom aplica pe față. Băi, nu mă boacă, ne fac. Deci a curs. Stați să pun aici pe mână ce a curs totuși. Și o să ștergem după aia. Era normal să curgă pe lângă, ce facem noi. Ce a curs pe birou am pus pe mână. Nu o să pun pe față. Și cam asta o să folosesc pentru moment. Și o cremă hidratantă la culcare. Dar nu acum, pentru că acum este în jur de 8:30 și a început Insula Iubirii, așa că o să termin aici ce am de spus și o să mă duc la Insula Iubirii cu niște înghețată și cam asta mi-a fost ziua. Nu știu ce părere aveți voi, însă eu sunt extrem de încântată. Facem și un pic masaj seara al feței, că poate arată și ea mai odihnită mâine dimineață. Ia uitați-vă ce cearcăne gălbui am. Aici mi-au rămas urmele de la ochelari, că mă cam strâng. Iar ridurile de pe frunte, vedeți, sunt din ce în ce mai pronunțate. Asta este. Astea nu trec cu absolut nimic. Poate se minimizează în timp, dar de trecut nu trec. Iar ce a căzut pe birou, întindem pe mână. Și aia este treaba. Și cam asta o să folosesc tot seara, înainte de culcare. Voi aplica acest sleeping, lip sleeping mask de la Laneige. Vi l-am mai arătat eu vouă, dar nu acum, căci acum este încă de vreme. La culcare. Crema hidratantă pe care o folosesc seara înainte de culcare, ca totuși lasă un soi de peliculă mai grasă, este aceasta de la Purito, Centella Unscented Recovery Cream, împreună cu măscuța de la
la nez și cam asta este toată treaba și o să-mi pun părul pe cordeluță, iar dacă îl pun, vă arăt, fără doar și poate. Sunt foarte, foarte happy, deși sunt super obosită, mă vedeți că la final de săptămână sunt varză. Stați așa. Măi, ce se întâmplă? Sunt pe low battery, dar am simțit nevoia neapărată de o schimbare și așa mă simt eu cel mai bine. Să-mi spuneți și voi ce părere aveți. Eu sunt foarte, foarte fericită cu alegerea de a mă tunde și abia aștept să văd cum o să stea și buclat. O să-l și îndreptăm într-o zi. Nu că n-am mai fost eu tuns așa, că am mai fost de nenumărate ori. Dar crescuse părul, ați văzut că era, cred că era până pe aici, a tăiat, nu s-a jucat. Dar mă simt mult mai liberă, mult, mult mai liberă și m-am spălat pe păr în 2 timp și 3 mișcări, ceea ce este foarte bine că ajunsese o corvoadă. Eu care trebuie să mă spăl pe păr la 2 zile, să țin părul până la șolduri, în niciun caz. Sâmbătă astăzi, fetelor, n-am mai pus părul pe niciun cordon, l-am lăsat să se usuce așa cum a vrut el și văd că are ceva volum, e ok. Aștept soțul să vină acasă și să mergem la niște mici cumpărături de sâmbătă, bineînțeles, mai ales că săptămâna viitoare va fi o plecare despre care vom vorbi săptămâna viitoare și mai am de cumpărat câteva lucrușoare. Însă, de ce am deschis eu camera acum este pentru că mi-am pus acest cord, fetelor. Nu am mai purtat deloc rochia aceasta vara asta. Vedeți cum se învârte? Stați așa să vă dau mai jos. Să vedeți voi, să iau și scaunul de aici. Să vedeți voi că este efectiv până în pământ. Până în pământ este. Și îmi place atât de mult. Nu știu de ce n-am mai purtat-o vara aceasta. Dar da, bine, la muncă clar nu se poate purta. Însă, așa, pe afară. Este superb. Iar cu părul ăsta mă simt atât de eu, de nu vă pot explica. Cred că o să mă duc să-mi aranjez și puțin fața, că nu mă mai machia de mult, totuși. Dar da, haideți, mergeți cu noi. Am îmbrăcat în albastru, am spus că s-ar potrivi perfect ceasul ăsta primit de la părinți, cadou de Crăciun. Focus, te rog frumos. Avem și m-am gândit că merge cu rochița. Mă duc să-mi pun fața puțin, că parcă am chef, cred că datorită frezei noi și revin la voi. Trebuia să vă arăt că mi-am pus fața pentru că nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta de multă vreme. Cred că am 3 săptămâni de când nu m-am machiat. Cred că sunt. Dar freza asta nouă mi-a dat vibe de pus fața. Așa că pudră, ruj, blush, iluminator, să ne vedem din spațiu, sprâncenele, puțin rimel și asta sunt. Astăzi cred că voi da skip ochelarilor pentru că mă cam dor pe aici treburile. Cearcănele sunt la purtător în continuare, dar asta sunt. Voiam să vă arăt. Mă duc să mă dau cu parfum. Cred că o să folosim laguna astăzi și ne auzim și ne vedem din oraș în câteva secunde. Și laguna, așa cum v-am spus, cred că se potrivește cel și cel mai bine astăzi, pentru că este o zi toridă la Constanța, se potrivește și cu vibe-ul, și cu costumația, și cu unghiile, cu tot.
seara, este sâmbătă seara astăzi, ați văzut că am fost prin oraș, mi s-a încrețit și tot părul pentru că am fost pe malul mării și era super umezeală, stați că a căzut ceva aici. Am fost pe la magazine, am fost să ne uităm să ne mai cumpărăm una alta, însă n-am găsit mare lucru, dar am obosit, am alergat printre mall-uri, am fost pe malul mării pentru că am avut de fotografiat o campanie pentru Iva Term și trebuia să merg la colțișorul Iva Term de pe plajă. Mâine o să mergem și la plajă, l-am convins pe soțul meu, care nici el nu prea este cu plaja, însă l-am convins să mergem totuși, măcar o dată anul acesta, așa că mâine mergeți cu noi la plajă. Și avem aici o plăsuță și a luat soțul o pereche de pantaloni de la LC Waikiki, iar eu din Pepco am luat lumânărelele acestea parfumate pentru aromatizator, iar soțul și-a luat o pereche de pantaloni eleganți, așa, foarte drăguți, care merg cu Adidas, cu o cămașă, au fost super, super reduși, de la vreo 100 și ceva de lei sunt 49,99, foarte tare. Foarte drăguți. Și cam asta este tot ce am cumpărat. Am vrut să ne luăm niște Adidas de la Skechers pentru plecarea asta amândoi, însă n-am găsit ceva ce să ne placă și, vai, Doamne, dar ce ciufulită sunt. De pe malul mării, să mă înțelegeți. Am avut și ochelarii. Se aude și interfonul că a venit soțul, așa că vă las acum și ne auzim în câteva secunde. Este duminică astăzi. Am filmat câteva cadre de dimineață pentru că am fost la plajă. Prima plajă pe anul acesta și deși am folosit SPF, m-am înroșit în ultimul hal. Nu vă las o imagine pe ei să nu vă oripilez, dar cred că vedeți și pe față că m-am super înroșit. Deci eu de asta nu prea merg la plajă, pentru că oricât de puțin aș sta la soare, deși am stat, recunosc, chiar am stat la soare, nu am stat sub umbrelă sau ceva, am stat efectiv la soare, dar mă înroșesc imediat și acum am o senzație ca și cum mi-e cald, dar mi-e și frig în același timp. Dar nu știu când o să mai mergem, cred că anul ăsta atât a fost, anul trecut odată, anul ăsta am vrut să o mai rărim, dar am fost odată. Cred că nu știu dacă o să mai mergem, o să vedeți dacă o să mai mergem la plajă, însă săptămâna viitoare plecăm în concediu câteva zile, o să vedeți, o să vă luăm cu noi, bineînțeles, însă până atunci mai avem lucruri de făcut, mai avem videoclipuri de postat săptămâna viitoare, pentru săptămâna aceasta, asta a fost, facem încheierea aici acestui weekend vlog, a fost un weekend vlog așa cu de toate, v-am spus, am fost la plajă, ieri am fost prin oraș cu soțul meu, ați văzut că am vrut să facem ceva cumpărături, am avut și depozat o campanie, tot pe plajă. După astăzi ce am mai făcut? Că mi se pare că a trecut o veșnicie. Pe mine mă obosește foarte tare plaja, mă obosește foarte tare marea, v-am spus, nu sunt genul căreia să-i placă să meargă la plajă, sub nicio formă, nu-mi place, în fine. Eu sunt genul ăla de om, îmi place, dar răruț. După am fost și am mâncat la mall cu sora mea și cu prietenul ei, la plajă tot cu ei am fost și cam asta e. Săptămâna viitoare tot cu ei plecăm în concediu, dar o să vedeți, o să vă luăm cu noi, sper să filmez tot ce mi-am propus. Dar vorbim mai multe săptămâna viitoare. Pentru astăzi, și vedeți că mi-am pus părul pe cordonul de la halat și a mers. Asta este foarte bine, pentru că vreau să-mi fac buclele mele alea mai strânse. Când sunt tuns așa mai scurt, genul ăsta de bob drept, buclele strânse ies foarte, foarte frumos. Și m-am bucurat că merge să-mi pun părul
pe cordon. Cred că vedeți după față că sunt ou fiert. Mi se pare că a trecut, că au trecut două zile într-o zi, nu una singură. Dar a fost frumos. A fost un weekend plin cu de toate și frumos. Un weekend de vară autentic. Printre ultimele weekenduri de vară, dacă stăm să ne gândim, căci nu mai este mult până vine feblețea mea. Toamna. Dar, da, să trăim momentul. Totuși că am vorbit despre toamnă toată vara și mi se pare că, într-adevăr, avem tendința asta să trăim în viitor, să așteptăm întotdeauna ce urmează și să nu ne bucurăm de ce este acum, în momentul ăsta. Așa că să ne bucurăm de luna august, căci acuș trece și ea. Pentru astăzi o să vă las pentru acest weekend vlog, daily vlog, că l-am început de joi seară. Cam atât. Sper că v-au plăcut activitățile. Aștept părerea voastră în comentarii referitor la nouat în soare, să-mi spuneți dacă vă place. Sper să se poată să-mi lăsați comentarii, pentru că, bineînțeles, este din nou aceeași veche problemă de vreo 3-4 săptămâni cu care mă confrunt atât eu, cât și multe alte fete care creează conținut, fete, băieți, în fine, alți creatori de conținut. Deci de pe YouTube se confruntă fix cu aceeași problemă, dezactivarea comentariilor. V-am spus că schimb mail-uri cu YouTube de 3-4 săptămâni. Abia acum au început să-mi explice că implementează ei nu știu ce politici referitoare la comentariile anti-spam, referitoare la protecția copilului, în fine, tot felul de chestiuni din astea, dar atâta timp cât eu respect aceste politici, nu mă leza pe mine în vreo formă. Că eu nu lezez sub nicio formă această platformă, nu mă leza nici pe mine, nici pe comunitatea mea, pentru că nici vouă nu vă mai vine să stați acolo să vânați când puteți să-mi lăsați comentarii și când nu, și nu le mai lăsați. Și asta mă afectează pe mine, direct. Dar o să le trimit mail-uri până vor rezolva problema, pentru că nu este un lucru care ține de mine. Dacă făceam eu ceva, remediam treaba, dar având în vedere că este dita mai platforma, cred că este de datoria lor să rezolve această problemă, pe care nu le-o semnalez doar eu, le-o semnalează multe alte persoane, din câte am înțeles tot de la ei. Pentru astăzi vă las și ne vedem în videoclipul următor. Nu uitați de Digital Divas, aveți link în comentarii, în descriere. Până pe 16 mă puteți vota. Dacă aveți plăcerea, v-am pupat, toate cele bune!